Pentru acest sfârșit de săptămână, Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben de instabilitate atmosferică, ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului pentru județul Caraș-Severin. În acest context, președintele ales al CJ Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, face apel la toate administrațiile locale și la instituțiile abilitate din județ să fie pregătite temeinic pentru orice situație care poate să apară în urma acestor fenomene meteo-extreme. Reiau ideea că după preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean la sfârșitul lui octombrie, voi avea ca prioritate o analiză care să releve vulnerabilitățile în fața unor posibile dezastre și să stabilim o cale de urmat pentru mai bună adoptare a instituțiilor abilitate. Nu este o soluție să ne rugăm să nu cadă drobul de sare, trebuie să acționăm preventiv, transmite Silviu Hurduzeu.